Bine v-am regăsit la un nou video, sunt eu, Robi Bora. Este frig, foarte frig afară. Și am înghețat, burumă peste tot. Sunt cu Bobiță. Mergem la plimbare, sunt în șlap deoarece o să-l scot puțin. Afară este înghețat și n-am mai ieșit de foarte mult timp afară. Așa că acum mergem pe lac. Vai de viața mea, fratele, băi, ești prost la cur, hai ce-i pe jos, hai, Bobiță, cuțu, hai, cuțu, hai, cuțu, cuțu, hai, hai, coboară, stai, cuțu, băi, ești prost, deci nu vă spun, hai, cuțu, cuțu, cuțu. El tot la când, măi. Hai, cuțu, 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 cuțu. Hai. Deci, sunt pești, bă, ești prost la cur. Hai, vine aici. Ia uite. Înghețat foarte tare și foarte mult. Stai, cuțu. I-aș da drumul, dar este foarte... Bă, pești, bă! Nu te cred. O să sparg gheața. Hai, Bobiță, că-ți dau drumul pe gheață. Hai, tăticu, aici. Cuțu, să nu sari pe cameră că te bat. Frumosul meu mic. Cum să-ți... Lăsă-mă asta jos, hai, hai sus, sus. Bravo, măi, bravo. O să le iau în mai multe episoade, doar că acum este cam frig, buciul meu. Hai, fugi, joacă-te pe gheață. Aici am o trestie. M-a aruncat-o eu mai de mult. Și să vedem ce mai am pe ea. A plută chestii. Pluta, știu sigur că nu mai e. Doar că sper să fie altceva. Ah, fuck. Shit. Înghețat aici. O cam curit gheața. Ce să fac? Atât. Și acum să văd să nu rup acu. Uitați ce e aici. Bă, să mor tu, că l-am pierdut. Bobiță, vezi de ce nu-ți dau eu drumul, tati? Scuzați. Hai, vin în coace. Hai, cuțu. Uite-ți. Scuzați pentru neînțelegere. Hai, vin aici. Vin aici, mă. Hai, treci pe gheață. E frig și lui la picioare și... Ia, hai, alunecă. Ce tare e. Hai, că te leg. Stai că mă trântești și spargi în gheață, băi. O să revin după ce el... Așa, l-am legat și băgai lesa în buzunar. E, nu e gheața, bă. Uite aici. Ăsta. Dar unde? Naiba, uite când ligu. Dar acum nu știu la ce să dau. Wow. Ce tare, bă! Asta e aici. Hai, vină după mine tu. Am văzut pe aici, pe undeva, prin gheață, o plută. Și...
Uite-o. Să vedem. Da, bă, că mai e bună. Ne trebuie o piatră pentru să asparge gheața. Și... ce criminal este! Bă, deci nu te cred! Bă. Și anul ăsta n-am fost deloc la patinoar. Aveam o pereche de patini acasă. Sper să țin și aici. Să nu murim în gheață. Uite, aici un larg. Hop! Nu mai fugim. Ați auzit? Hop! Hop! Haide, viață! Foarte frică mi este, deoarece dacă am căzut am murit direct, pentru că este foarte înghețat, vă dați seama. Acolo pocnește, aici mai tare. Și acum să vedem ce putem face cu pluta asta, bă. Să nu o rupem. Am rupt-o deja, dar mă trebuie un bolovan aici. Stai, mă, uite pe aici sunt bolovani. Băi, te-aș lăsa undeva, dar nu știu unde. Că tu ești prost și fugi. O plută nu găsesc pe aici? Eu cred, zi-mă, că nu mai am nimic. Mă pun acum să tai astea. Stai că-ți fac aici și un ăsta. Îi pun zgarda aici. Dar nu știu cu ce să dau. Să pescuiesc. Stai, nu te zbate, nu te zbate. Nu-l pun. Hai. Cine n-ai bani, mă, pus să-l iau? Pe bobițoiul meu. Vino că te pun, uite-n asta aici. Hai. Eu mă duc mai încolo. N-am mai fost de mult rău pe apă. De-aia sunt grijuliu, că nu știu cât de mare e. Tu stai acolo. Ce chestii pot să fie în ea. Ce criminal sună gheața asta sub picioarele mele. Ha. Uitați, băi. Uitați ce este pe dedesubt. Gheața asta ar trebui să aibă ceva la vreo pop. Aici este spart, este moale. E foarte subțire aici. Merg înapoi. Pentru că eu dacă acum cad în gheață, m-am dus. La ce frig este, sunt minus 2 grade. Dar ce zăpadă e asta, mă, că nu-i zăpadă, gheață de aia, nu știu cum se numește. Nu fugi, cuțu, că nu poți. Ia să ne uităm pe aici, să vedem ce găsim. Vreo rață, ceva. Bă, frate, deci nu știu cum să zic, nu știu cum să vă spun, dar n-am nimic deloc. Absolut deloc nu am ies. Și... nu pot să fac pluta aia să iasă de acolo.
poate îl spot naibii cumva. O să chem niște prieteni să ne dăm pe gheață, pentru că e super criminal, deci nu știu cum să zic, bobiță ți-a înghețat coada. Eu încerc acum să scot asta de aici. Bine, băi, băiat. Ați văzut, băi, cum se face? Au! Hai, cuțu. Hai, vină cu acolo. Ce faci, mă? Ce faci, mă, frumosule? Aici am căzut. Fix pe genunchi. Poate te încălcești, de nu te mai descălcesc. Și acum încercăm să punem pluta fără să punem pauză la video, dar nu putem. Băi, criminalii mei, am pus și pluta și plumbul, nu se vede. Să mutăm camera în una cealaltă. Ia să vedem acum. Uitați acum. Să focalizăm. Păi, deci nu știu, dacă voi îl vedeți, înseamnă că aveți ochi bun, frate. Plumbul. Uite acum. Așa. Am o trestie mititică. Deci undeva o să facem noi aici la mal, că e aproape și na. O să aruncăm niște pâine acum. O să o spargem. Lăsăm undița presupusă. Aici e super mare apa. De aia nu vreau să mă distrez. Na, faza e că eu am venit de unul singur pentru că sunt aproape de casă, na. Te-ai încălțit ca prostul, ce ți-am zis? Să nu faci. Hop. Gheața asta e cam slabă, băi. Hai, vină încă. Așa. Mergem, îl ducem pe bobiță și revenim cu... Cu ce revenim? O să revenim noi cu ceva, cu niște pesmec, cu niște mâncare de pește. Revenim. Am ajuns în grădină la banditul ăsta. O să căutăm acum o unealtă pentru a sparge gheața aia de acolo. Plânge. Un topor. Uite, aici, bă. Toporul meu de nădejde. După ce o să facem copca, o să sunăm prietenii. Ce faci, băi, Tarzane? Lasă că nu-ți mai dau drumul, că ai văzut, ai o fugit la un vecin. O să revin după ce ajung la gheață. Până la lac. Am ieșit din casă, merg la lac să spar gheața. Așa. Vine acolo un gigant de câine. Oh, sper să nu vină după mine. Să iau mai repede la lac. Mai repede. O să sparg acum gheața. Bă. Hop, 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 hop. Unde s-o fac eu? Uite aici unde-i găleata asta. Ha, ha. Băi, e cam groasă treaba. Pârie, pârie. Nu e bună.
E cam slăbuță. O, păi dai mare, bă. Atât e barosanule. Stai cumva așa. Să le dau aer la pește acum. Trebuia spartă de cineva pentru a... Hop! Fix cum sub mine. Pentru a da aer la pești. Foarte periculos este ce fac. Hop! Așa. Perfect, o iau prin spate. M-am stropit în față puțin. Sunem la un om să pescuim la copcă și dacă nu cu prietenii. Uitați cât este de groasă! O să-mi trebuiască ceva să iau, ia să probăm. Ia. Ia să vedem. Oh, perfect. O să iau cu toporul. Cioburile astea de gheață. Fac aici un loc. Unul fac mai încoa. Hop, nu mai fac acolo. Uitați ce apă. Cam murdărică. Arunc aici niște pâine cu vreo aromă. Acum mă duc să caut. Îmi iau un scaun și vin frumos la copte. Așa. Am făcut și am reușit să fac un amestec de pâine cu vișină. Miroase foarte bine. Asta normal este la clean. Dar eu nu am avut altceva la îndemână și dau cu din asta să încercăm. Puneți, n-am putut să vă arăt. Ia uite. N-am putut să vă arăt cum fac, deoarece în bucătărie la mine este foarte, foarte murdar. Și am zis, mai bine lasă. Așa. Băgăm o vișină în ac. Pentru a trage un pește. Pentru a-l atrage. Stai să focalizăm. O să revin după ce bag asta în ac. Așa, deci bombardierii mei. Așa. Am aruncat tot amestecul aici. Nu știu dacă puteți vedea plumbul și uitați asta de aici, bucata este vișina. Și acum nu avem decât să așteptăm. Bă, dai mare rău, gheață să mor eu. Așa. Și acum plecăm. Las tot aici. Și plec. Uite aici era bine făcut. O copcă. Pentru că și ei sunt pești.
Doar că am dus toporul, am dus tot. Acum, frații mei, n-am mai postat de ceva timp, nu știu dacă v-am supărat sau nu. Și așa mulți abonați nu am, deci mare supărare nu trebuie să fie. Eu sper să prind. Ia să vedem asta care am tăiat-o. O cam înghețat, ea, da. Vai, cum unde am aruncat asta. Asta da gheață. Dacă vezi cumva Shari, profesorul expert, acest video să știi că este făcut după tine. Tu ai zis de copcă, m-ai inspirat foarte tare, mă inspir, nu încerc să te copiez, încerc să fac niște lucruri care să fie pe placul tău dacă vezi vreun video. Și dacă nu, asta e. Se simte că mi-s pe gheață. Am început și să ningă puțin. S-a mișcat, băi. Nu este. Iau asta de aici. Pentru că o să fie sluiet și o să mă împiedice. Acum așteptăm. Și aici se încheie acest video. Sunt eu, Robi Vora. Mor de frig. Aici se încheie acest. Nu vine aici pentru că e aia. Unde am să fac copra. Hai să încheie acest video. Hai de viață, n-a cerut o crăpat. Wow! Când mergeți și crapă, stați să, că am uitat să dau zoom înapoi, trebuie să mergeți spre o cale mai înghețată, dar cu pași mici. Pentru a nu vă simți foarte grei pe gheață și nu vă lăsați în pup, că sunteți, vă lăsați greutatea pe gheață. Așa, hop. Aici globul ăla verde, nu știu dacă îl vedeți. Nu-l vedeți, dar am pus-o pe tare un pic acolo, într-un glob și o bubuie destul de tare. Păi, prin trestia asta n-are cum să nu fie ceva. Trebuie să fie ceva. Nu știu ce, dar trebuie să fie. Acolo este copca. O lăsăm așa până mai spre seară. Și ce vreau să vă zic, da, să reluăm. Hai să încheie acest video, vă rog să dați un like, un share, un subscribe și follow pe Insta Robi Vora și Facebook Robi Vora. Au, piciorul. Atât, aici să încheie acest video. Nu știu dacă e scurt sau lung, nici nu mă mai uit la minute, vreau doar să vă fac pe plac. Pentru a avea foarte mulți abonați, un prieten de-a meu se va apuca de YouTube, se va reapuca de YouTube când voi avea eu 50, adică niciodată. Acum sperăm doar să prindem ceva și dacă prindem vreun pește, vreau să vă abonați pentru această chestie care am făcut-o pe lac. Vreau să vă abonați și să dați un like la acest video. Și prietenul meu, Darin Oculescu, dacă vezi acest video, sună-mă. Și hai la copcă. Salut!